Cu ai tăi te-ai înțeles bine cu părinții? Superb, fiind bătrâni, Trăiesc și înțelept, acum? nu, au murit, m-au făcut, mama va 42, tata 55 când m-am născut eu. Tata născut în 1908, în 1908, a prins ambele războaie mondiale. A murit la 87 de ani, 95. Și mama 6 ani mai târziu, la 80 de ani. Da. Și eu citeam noaptea cu lanterna dar sub pătură. Dar nu erau intelectuali, nu ai avut cărți acasă. Mama eu n-am casnică, avut tata contabil, rătăcii pe contabil lume. Încă e un și citeam noaptea sub plafmă, zic, mă, îi păcălesc pe ai mei, că nu știu. Și după un an le zic, bă, fraierilor, eu am citit în fiecare noapte cu lanterna sub plafmă, habar n-avea. Și tata 10 a dat, tu n-ai observat că nu ți se mai termină bateria aia de un an de zile? Și o schimba el. Ce chestie. Eu auzeam vorbind noaptea între ei în camera lor, vorbeau. Și îmi doream să am și eu o nevastă ca după 30 de ani de căsătorie să mai vorbesc cu ea noapte ore întregi înainte de a... N-ai avut parte. Ba da, ba da, ba da. Acum cu tot am vorbit. Cu tot am vorbit. Da?